Măi, nu vezi că te-am și îmbrăcat, te-am pregătit cald să nu-ți fie. Da, dar cum avei, iubesc. Dar eu zic să dai jos. Se cald, nu? Da. Pentru că uite, vezi că se pupă cu subiectul nostru. De exemplu, în lume, milioane de oameni, aproximativ 3% din populație, suferă de transpirație excesivă. Însă, din lipsă de informare, jumătate din ei nu sunt diagnosticați sau tratați. Hiperhidroză, așa se numește boala. Hiperhidroză, habar n-aveam. Ți poate afecta foarte mult viața, hiperhidroza aceasta. Despre cauze, simptome și, bineînțeles, remedii ne vorbește în această dimineață colegul nostru, Bogdan Win. Bună dimineața! Temperaturile ridicate sunt foarte greu de suportat, în special de persoanele care suferă de transpirația excesivă. Imposibilitatea de a purta garderoba mult dorită sau momentele stânjenitoare atunci când vrei să interacționezi cu ceilalți pot dispărea. Astăzi ne aflăm în cabinetul doamnei doctor Ana Crăciun Douglas, care va veni cu câteva sfaturi și remedii pentru această problemă. Ce este transpirația excesivă și de ce apare? Este o problemă cu care se confruntă foarte mulți pacienți de-ai mei și nu numai de-ai mei, în general. Numită și hiperhidroză. De ce apare? Din mai multe cauze. În primul rând, poate să fie o cauză primară, afectarea sistemului nervos central, dată de emoții. Da? Ați văzut de foarte multe ori, când aveți emoții, transpirația nu se lasă să apară. Sau cauză secundară, cum ar fi anumite boli, afecțiuni ale glandei tiroide, hipotiroidia, infecții, anumite tipuri de cancere, da, pot da această transpirație excesivă. Cum se pune diagnosticul acestei probleme? În principal, pacientul și-l pune singur. Reușește să-și dea seama că suferă de această afecțiune în momentul în care se vede foarte, foarte transpirat. Da? Când mergem la sala de sport și transpirăm excesiv, ne udăm tricoul sau palmele foarte transpirate și atunci noi nu mai putem să ținem obiecte în mână. Ce zone afectează? În general afectează palmele, axilele și tălpile în mod bilateral. Însă pot fi și alte zone, precum plica din spatele genunchiului sau plicile inghinale, unde pacientul poate să transpire destul de mult. Există vreo metodă de prevenție? Pacientul ar trebui să evite anumite alimente care produc transpirație. Pot fi alimentele picante și anumite medicamente. Și bineînțeles, foarte mulți îmi spun, folosesc sau am încercat să folosesc toate antiperspirantele. Am ajuns să mă spăl de foarte multe ori doar ca să previn transpirația. Ei bine, nu prea putem să prevenim transpirație excesivă. Dar este bine de știut că aceste antiperspirante se potrivesc fiecărui om în parte, nu? Sigur că da, însă în cazul hiperhidrozei sau transpirației excesive, un antiperspirant nu poate face față, adică nu este o metodă de prevenție sau de tratament. Bineînțeles, putem elimina din miros. Bun, și care sunt remediile? Ar fi tratamentul cu toxină botulinică, care este de actualitate, este unul dintre cele mai cerute și cel mai eficient, rapid și foarte eficient, cu efecte de durată, adică 6-8 luni până la un an chiar, pacienții mei nu au probleme cu transpirația excesivă. Este o procedură dureroasă? Nu, se face cu cremă anestezică. Procedura nu este deloc dureroasă și foarte rapidă. După ce apelăm la acest remediu, există șansa să mai reapară? După ce toxina botulinică începe să-și facă efectul, aproximativ 14 zile, pacientul nu mai transpiră absolut deloc. Pacienții mei se întorc la mine foarte fericiți să facem testarea la betadină, să vedem dacă mai există zone cu transpirație. Nu există niciun pic de transpirație după tratament.